Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul stiletetm.ro este modernizare cu pavaje. Infrastructura rutieră din cartierul Târgu Mureșan 7 noiembrie ar putea intra în curând în reparații. Este vorba despre străzile Revoluției, Republicii și Bulevardul 22 decembrie, unde se va moderniza sistemul rutier. De pe trotuare va dispărea asfaltul și vor apărea veșnicele pavaje. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, se află știrea evaziune fiscală cu prejudiciu de 860.000 de lei. Ieri dimineață, polițiștii mureșeni au efectuat 24 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de implicare în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul colectării de deșeuri feroase și neferoase. Prejudiciul cauzat depășește suma de 850.000 de lei. Pe locul 3, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea încă 5 zile de festival. Festivalul Vâltoarea Mureșeană revine în acest an în perioada 24-28 august, deși locațiile unde se vor desfășura evenimentele nu au fost stabilite încă. Organizatorii lucrează la programul celor 5 zile. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând alături de alte informații cu caracter local, regional sau național, accesând site-ul stiletetm.ro.